Am revenit, prieteni, de la Strehaia, suntem la noi acasă. Duba este acolo în colț, nu e nimeni acasă, doar eu. Și vreau să pară și eu aceste delicatese, delicatese 100% țigănești. În perioada asta noastră, ia uitați și aici. Uite asta să vă arăt. Ia uitați. Nu știu dacă se vede. Este pe ce. O să înțep așa să vedem. Da, e aproape gata. Îi mai dăm puțin foc. Mai dăm puțin foc, prieteni. Ajungem focul aici, trebuie. Dacă ne vrem aia mare apă aștepte. Noi frigem carnea. Mâine băgăm mielul la cuptor. Băgăm niște lemnișoare de aici. Luăm de ăștia mai mici. Ajungem mai, dacă mai găsesc unul de la. Sau mai bine iau pe ăsta și îl sparg. Am revenit, prieteni. Am mai băgat lemne acolo la carne. Uitați cum sfârâie. Cum sfârâie untura, prieteni. Ia uitați, multă untură ne-am băgat. Ia uitați și aici. E coclet de porc. Stai că vreau să vi-l arăt așa cum trebuie. Ia uitați. Ce părere, prieteni, ce părere aveți? Știu că toată lumea e în post. Oricum, astea nu se mănâncă astăzi. Dar le preparăm și le băgăm la untură. Așa. Continuăm aici să vă arăt, prieteni, ce s-a întâmplat la acest cuptor. S-au rupt balamalele și împreună cu Tomi o să sudăm aici. O să sudăm. Ca să vedem, să sudăm, să frigem mielul mâine. A venit și Anca din oraș. O să sting camera că nu vrea să fie filmată. Ne apucăm de sudură, prieteni. Ivani. Bă, lasă-mă. Arabe, lasă-mă, direl. Îmi strici telefonul, știi, sparg. Trebuie să vezi prin telefon, uite așa. Arac. Uite așa. Arac! Să nu sară din aia pe scânteie, pe telefon. Ține telefonul mai sus. Așa. Are-i jos. De ce nu dai la mine? Nu știu de unde să sudez. Nu sudez eu, dar trebuie... Alu, ciocanul. Ciocanul e acolo. E jos. E ciocanul, e litros în locul ciocanul. Trebuie să ia ciocanul. E litros în locul ciocanul. Hai, gata. E electros. Da, mă, dar nu-mi place cum e și sudura asta. Ia uite cum ești.
Nu mă gândesc cu astea să. Am ciocană. Anigen. Hai. Ia ia telefonul. Ce mai gândi mă la telefon? Ia ia. Ale. Ce trebuie? Care? Ia uite-te aici. Uite, pune telefonul. Hai de ce? O, pune telefonul, că n-ai mască. Se. Ce zici? Că mașina neagră. Păi de unde e că mașina neagră? De la Marișeleni. Am pregătit prieteni cu totul, ia uitați, arată pământ proaspăt, vedeți? Și am dat și puțină sare, ca să se întărească. El este Andrei. Mi taie lemnele aici. Da, prieteni, și vreau să vă arăt cam așa arată și balamalele, noile balamale de la cuptor, deci e tot în regulă, e totul bine. Mâine o să băgăm preparatele. Prieteni, am terminat și noi treaba. Acum pun să rămă cartaboșii la fiert, pentru că facem și cartaboși. Da, prieteni, și vreau să vă spun că am făcut foc în cuptor. Este pregătit pentru mâine dimineață la ora 7, adică sâmbătă dimineață la ora 7, băgăm mielul la cuptor și porcii, curcanii și toate cele. Și ce mai trebuie. După care o să ne relaxăm cu toții așa cum se cuvine. Pentru că, prieteni, Paștele ăsta ne-a cam luat-o, de fapt ne-a luat cam prin surprindere și nu prea am putut să răzbim așa cu treburile casnice, cu măturatul, cu curățenia, cu toate cele, pentru că timpul a trecut foarte, foarte repede. Prieteni, eu vă las pe data viitoare, toate cele bune. A, da, prieteni, vreau să vă întreb și eu. Am această salcie aici la mine în curte și vreau să vă arăt acest fruct al, nu știu ce este el, vedeți? Și curge. Ia uitați, despre asta este vorba, deci astea e produc un puf și curge apă din ele. E ca și când ar produce lacrimi. Ce părere aveți despre această salcă? Spuneți în comentarii. Cam atât au fost cele spuse, prieteni, rămâneți cu bine, pe data viitoare, eu am fost Cătălin de la Straia, dacă v-a plăcut vlogurile mele, nu uitați să dați un like, un comentariu în legătură cu ce v-am întrebat și să vă abonați la canal pentru că este gratis, nu vă costă nimic și ca să puteți să vedeți și celelalte clipuri ce o să mai apară noutăți. La revedere!